Mult așteptata digitalizare din sistemul public va ajunge și în Dolj. Consiliul Județean implementează două proiecte europene care vor transforma relația cu cetățeanul într-una digitală. Toate documentele din domeniul urbanismului vor putea fi solicitate și obținute online. Indiferent că ești în Craiova sau că ești, eu știu, în altă țară de pe glob, să poți să plătești automat într-un cont, poți plăti oriunde, la orice bancă, poți plăti la automate, poți plăti prin transfer de pe telefon. La fel trebuie să și depui actele, la fel trebuie să și primești, bineînțeles. Ești alertat că pe SMS sau pe e-mail că cererea a fost luată în lucru. Ai primit alerte pe telefon sau pe e-mail că este rezolvat și poți să ridici documentația. Primești linkul de unde îl descarci. Autoritățile spun că vor putea fi obținute online certificate de urbanism, avize, prelungire ale autorizațiilor de construcție sau desființare și alte documente. Pentru acest lucru, de câteva săptămâni a început o amplă acțiune de scanare a arhivei instituției. Până acum au fost scanate peste 30.000 de bibliorafturi cu documente dintr-un total de peste 90.000 cât numără arhiva instituției. Digitalizarea a început cu serviciul de urbanism pentru că acolo se înregistrează cel mai mare volum de muncă. Sunt aproximativ 60 de localități care n-au angajați birou sau chiar un simplu angajat în domeniul urbanismului și am preluat noi ca și Consiliu. Este cel mai încărcat ca volum de muncă și ca termene pe care trebuie să le respecte. Noul portal al Consiliului Județean Dolj va asigura și o legătură cu instituțiile din subordine. Astfel, cetățenii nu vor mai pierde timp cu obținerea diverselor avize. Pentru cetățean, de exemplu, atunci când se solicită avize pentru un certificat de urbanism. Noi, practic, le strângem pe toate în același mod, electronic și le... Deci mai trebuie cetățeanul să se ducă să le solicite pe fiecare dintre ele și noi, practic, le strângem, le obținem pentru dânsul și le returnăm în mod electronic. Proiectele privind digitalizarea însumează peste 2 milioane de lei. Conducerea Consiliului Județean Dolj spune că până la sfârșitul anului vor putea fi cerute documente online.